O altă relatare a profetului care are strânsă legătură cu relatarea pe care am menționat-o precedent. Este vorba de relatarea în care Allah subhanahu wa ta'ala ne vorbește de balanța care a stabilit-o pentru răsplată și pentru pedeapsă. Unitatea de măsură cu care Allah ne va măsura pedeapsa și ne va măsura faptele bune. Adică ne dăruiește răsplată sau ne pedepsește în funcție de acest criteriu, această balanță. Este vorba de un alt hadis, o altă relatare pe care companionul Abu Huraira a relatat-o spunând: Qale Rasulullah, a spus trimisul lui Allah, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui. Idha ahsana ahadukum islamahu, dacă unul dintre voi ahsana islamahu, face ca islamul lui să fie cel mai frumos. Adică aici se referă la respectă etica morală, respectă, știu eu, toate principiile islamului, cheamă la valorile islamului, le practică, se ferește de păcate, adică duce o viață cât se poate de exemplară în materie de respectare a religiei sale. فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا, fiecare faptă bună pe care o face, تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا, îi se va scrie lui de 10 ori mai mult. إِلَى 700 ضِعْفٍ, până la 700 de răsplăți. Deci fiecare faptă bună pe care o face este răsplătită de la 10 până la 700 de răsplăți. وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا, iar orice greșeală, orice faptă urâtă pe care o face, تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا, se vor scrie pentru el sau împotriva lui identic cum sunt, adică neschimbate. Una singură, o singură pedeapsă. Este, cum a spus, o relatare care întărește relatările pe care le-am spus mai înainte și este și versetul în Coran care spune că Men jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Cel care vine cu o faptă bună va primi răsplata înzecit, de 10 ori, minim de 10 ori. De aceea, într-una dintre întâmplările care au avut loc în Medina, nicâte, dacă nu mă înșel, a venit unul dintre companie cu o caravană plină cu lucruri noi, adică cu profit generos, să-i spun așa. A venit în Medina și au început toți marii comercianți să vină să cumpere de la el angro, marfa care a adus-o. Era ceva foarte căutat. Și fiecare venea și spune: eu îți dau dublu. Celălalt a venit, a spus triplu. Celălalt a spus: dau de 4 ori mai mult. Și a spus companiul: nu, dar și mai mult. Și mai mult. Cine îmi dă mai mult? Am pe cineva, o licitație deschisă, am pe cineva care îmi dă și mai mult. Și oamenii au spus: 4, 5, mă rog, până când au stopat. Au spus: mamă, de atât, noi nu mai ne scoatem, nu ne recuperăm cheltuielile. Nu putem să vindem marfa asta atât de scump încât să ne recuperăm banii. Și atunci companionul a spus: Allah îmi dă de 10 ori mai mult și toată marfa aceea de calitate, toată marfa aceea căutată, a dăruit-o săracilor. Și a spus că Allah îmi dă de 10 ori mai mult, nu cât îmi dați voi. De aceea, orice faptă bună pe care o facem într-o credință, după credință, după ce ne trăim într-un mod corect credința, Allah ne dă răsplată minim de 10 ori.